Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Astăzi vor începe ceremoniile funerare pentru zecile de victime ale atacului dintr-o grădiniță din nordul Thailandei. 24 de copii și 12 adulți au fost uciși de un fost polițist, care a comis joi un masacru în orașul Uthai Sawan. Corespondentul BBC transmite că astăzi vor începe ceremoniile funerare, în prima dintre cele trei zile de doliu, marcând una dintre cele mai grave cazuri de crimă în masă din istoria țării. Regele thailandez, Maha Vajiralongkorn, s-a oferit să plătească cheltuielile legate de funerarii. Un fost polițist a ucis cel puțin 37 de persoane, majoritatea copii, într-un atac armat dintr-un centru de îngrijire din nord-estul Thailandei. Poliția spune că atacatorul s-a sinucis apoi, omorându-și și familia, după o urmărire prin provincia Nong Bualamphu. Polițiștii spun că atacatorul și-a împușcat și și-a înjunghiat victimele înainte să fugă de la fața locului. Fostul ofițer, în vârstă de 34 de ani, a fost concediat în iunie pentru consum de droguri. A declarat poliția. Un profesor care a supraviețuit a declarat că atacatorul obișnuia să-și lase copilul la creșă și părea politicos. Vă mulțumesc că ați privit până la final.